Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou infovideo în care o să vă spun de ce a fost așa inactivitate pe canal în ultimele 5 zile din câte mă uit eu aici pe canal. Păi, haideți să începem. E o poveste a live de lungă și probabil că v-ar plăcea să o auziți, pentru că probabil sunteți ceva gen, nu știu, curioși. Ei bine, nu cred, nu, probabil nu o să vă vină să credeți, dar efectiv eu am fost la un pas micuț de a mă lăsa de YouTube. Pe bune. Deci, haideți să începem povestea. Deci, într-o zi, pe 13 ianuarie, 13 fiind numărul ăluia rău care ne poartă, care e cu ghinion, cică, și nea. M-am întors eu de la școală pe 13, nu știu ce, învățam monoamele și radicalul, hai de mulțumesc. Așa, m-am întors de la școală pe 13, intru eu pe calculator, văd că trebuie să mă loghez cu contul meu. Ok, bun, încă țin minte parola pentru că am mai pus parola aia de vreo 10 ori pe cont, deci e imposibil. Că eu mă deloghez de pe YouTube de cele mai multe ori, că doar na, să nu intre altul pe calculator în timp ce eu sunt la școală, cine știe, și să-mi vadă toate chestiile și eu nu vreau așa ceva. Așa că, da, bun, mi-am pus parola, dar mi-a zis de data asta YouTube-ul că cică nu este aceasta parola mea. Eu, în momentul ăla, eram ceva gen... Deci, eram ceva gen... Ce-am... Oh, fuck, cum adică nu este asta parola mea? Și înghițeam în sec, așa ceva gen... Așa. Bun, am dat pe Forgot Your Password, pentru că din câte știți și voi, orice panoramă de site are butonul ăla Forgot Your Password. Ce credeți? M-a pus să dau ultima parolă pe care o țineam în minte, așa, fain frumos, nu știu ce, nu știu cum. După aia am ajuns la o fază în care mă punea să pun numărul de telefon acolo. Numărul acela de telefon terminându-se cu 05. Eu eram ceva gen, ce dracu, numărul meu de telefon nu se termină cu 05, mă, what the fuck? De ce mă pune să pun numărul să se termine cu 05? Pentru că eu nu am niciun număr care se termine cu 05. Și eu eram ceva gen, what the fuck, băi, mă sperie, ce dracu. Și, da, prin urmare, hackerul... Adică a fost un hacker care a intrat pe contul meu și mi-a furat contul și a schimbat și parola și numărul de telefon, pentru că, hei, cât de greu era. Bine că na, orice prost cred că ar putea să fie hacker, deși eu nu vreau să fiu hacker niciodată și nici nu o să mă fac, nu știu de voi. Dar, da, ideea e că a fost vorba de un hacker care a intrat pe contul meu. Nu știu cum, dar a făcut el cumva... încât să îmi distrugă, să mi-a pur și simplu canalul. Deci în acea perioadă de 4 zile, de pe 13 până pe 17, putea să posteze el pe canalul meu efectiv ce voia el. Dacă voia să posteze, nu știu, porn, putea să spună porn, nu știu. Și m-am speriat, am crezut că o să trebuiască să mă las de YouTube. În jurături o grămadă, da. O grămadă, m-am ofticat, am înjurat. Până când m-am obișnuit cu ideea că, din păcate, fratele meu, trebuie să mă las de YouTube, ba picioarele, nici de hacker și nu mai apuc, că nu mai am chef. După aia am văzut că pe canalul meu sunt 91 de oameni, la ultimul videoclip sunt 24 de like-uri și eram ceva gen, nu știu cum să vă zic, dar nu mă pot lăsa de YouTube, nu mă pot lăsa de YouTube. Gândiți-vă, sunt 91 de oameni pe canal. 91 de oameni. Nu vreau să mă las de YouTube. În vecii vecilor amin, nu mă las. 91 de oameni, Doamne ferește. Așa că am mai încercat o grămadă de parole. Până când am reușit, Doamne miluiește, Doamne, să-i ghicesc parola tipului ăluia. Și am putut să-mi iau înapoi contul, am schimbat parola ca el să nu mi-o mai poată
Să nu mi-o poată găsi. Să speram că nu o să se mai trezească, tipul ăla, nu știu ce să zic acum, dar vedem noi. Canalul e încă instabil, pur și simplu, pentru că imediat poate ăla să intre, dar cred că o să fac ceva încât să cresc cumva securitatea canalului ăsta. Nu știu cum o să fac asta, dar mă gândesc eu, nu știu. Am auzit de la unii oameni că mi-au făcut promovare, mă duc acum pe canalele lor să le mulțumesc pentru promovare, stați liniștiți voi ăștia care mi-ați făcut promovare, vă mulțumesc foarte mult. Și da, cam asta am vrut eu să vă zic în acest infovideo, cred că ăsta e cel mai important infovideo de pe canal, pur și simplu. Și da, haideți să strângem la acest episod 10 like-uri și vă promit eu că dacă le strângem, următorul episod o să apară tot azi. Hai, pe mai târziu. Ne mai vedem. Salut!